Bună seara, domnule președinte Grosu, doamnă președinta Senatului, excelențele voastre, dragi colegi miniștri, colegi parlamentari. Sunt foarte onorat să fiu în primul rând invitat și, ca o surpriză a lui Titus, să și vorbesc câteva cuvinte. Felicitări Titus, felicitări Benoni, felicitări tuturor celor care ați făcut posibil acest eveniment extrem de important. Și o să încep și eu cu o pledoarie pentru pace, în spiritul adunării noastre din această seară, spunând că trebuie să ne rugăm pentru cei care decid, pentru cei care, de care depinde soarta păcii, să primească inspirație și har să facă ceea ce trebuie pentru a ne întoarce acolo unde am fost și ne-a fost bine, și anume în vremuri de pace. E bine că vorbesc nepregătit, că îmi vin lucrurile mai din suflet. Mă uitam, scrie serviciu public, suntem foarte mulți oameni aici, dacă nu chiar toți, cei care avem responsabilitatea faptelor noastre în sprijinul sau în ajutorul altora. Nu știu câți dintre noi sau de câte ori ne-am gândit ca să ajungi parlamentar sau să ajungi ministru. Este o încercare a destinului. Sigur că este o demnitate, muncești pentru ea, poate că o și meriți câteodată, dar este o încercare a unui destin de dincolo de noi. De ce eu și nu prietenul meu din copilărie? De ce eu și nu cel mai bun coleg din clasă? Dacă punem în perspectiva destinului poziția pe care o avem, o să fim mult mai atenți atunci când facem ceea ce facem, pentru că răspundem nu numai pentru noi, fiecare om e responsabil de destinul său și de mântuirea sa. Noi răspundem prin pozițiile pe care le avem de binele comun. Răsplata va fi pe măsură, dar și pedeapsa la fel. Și închei spunându-vă și spunându-ne ca în tot ce facem să avem în vedere sfârșitul. Vă mulțumesc!